Am rămas blocați. Bă, nu veniți! Uite ce proști! Bă! Lasă-mă! Am rămas blocat total, trebuie să dăm înapoi, n-avem ce face. Andrei! Nu veniți! Îi alunecă mașina! Astăzi o să vedeți cel mai spontan vlog făcut de mine cu Tesla la munte, cum s-a descurcat mașina cu tracțiune spate, cea mai ieftină Tesla, în condiții de iarnă clare. Ca un mic spoiler, nu prea s-a descurcat bine, o să vedeți că experiența a fost interesantă și aproape să ajungem în șanț, dar nu uitați de dat acolo pe butonul de like și să vă abonați, a fost o experiență interesantă. Fără alte discuții, vă las cu vlogul. Sincer să vă spun, nu prea arată promițător drumul, adică suntem singurii care au mers pe drumul ăsta, uitați-vă cum ninge. Și e zăpadă proaspătă. Nu prea arată promițător. Nici eu. Vă cum vedeți, suntem în drum spre Transbucegi și încercăm să urcăm, dar nu prea ne mai lasă. Hai, dă-i. Suntem la maxim cu pedala. Asta înseamnă să fie tracțiune spate. E tracțiune spate. A, cred că e 4x4. Nu, păi de-aia nu mai urcă. Băi, ideea e că noi ne mișcăm, dar la un moment dat o să ne împotmolim și nu o să mai facem nimic. Pedale, direcție. Aici am activat demarajul cu patinare. Oh! Oh! Altceva, dar vezi că fuge de cur. Andrei fuge de cur. Să nu cazi cu ea în șanță. Bă, dar niciun nebun nu s-a urcat acum aici nebun. Pe bune, dar ideea e că noi suntem primii care calcă pe drumul ăla, toate urmele alea sale noastre. Da, asta e ideea, că suntem singurii nebuni care vor pe ziua de azi să meargă pe așa ceva. Nu așa spazi? Tu de că n-a mai venit nimeni de 40 de minute de când suntem aici. N-a trecut pe o mașină, n-a trecut, de bun. Probabil era un semai încolo cu... Nu aveți voie să circulați aici, o să muriți. Hai de Tesi. Hai cu ea, uia. Tesi. Bine, 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 bine. Imediat ajunge la curbă, băiți. Mă poziționează mașina pe... Ea m-a poziționat pe... Pe urmele astea? Da. Inteligent. E mai deșteaptă ca mine asta. Gata, m-a luat-o. Nu opri. Orice ar fi, nu opri. Ne-am chemat echipă de backup. Avem aici măzduța. 4x4. Poate măzduța urcă mai ușor, deși s-a descurcat destul de bine Tesla până acum. Până unde urcăm? Bă, are 4x4. Bă, deja ăștia urcă cu 4x4-le. Lasă-o naibii, bă, Andreiule. Mamă, dar uite ce în față s-a dus. Aici a fost greșeala mea pentru că, deși aveam prioritate pentru că urcam, am văzut mașina din față și nu știam ce urmează să fac, așa că m-am oprit. Am rămas blocați. Nu stai mai. Bună situație. Bravo. Da, nu merge. Uite-l ce pe ăsta aici în spate. Și el îi dă înapoi, nu? Sau? Băi, vrei să mă dau jos să mă duc să-i zic să dea... Băi, vreau să dau înapoi, vreau să cobor. Vreau să cobor. A, e mai în spate un loc. Am rămas blocat total, trebuie să dăm înapoi, n-avem ce face. Efectiv, și aveam și mașină în spate. Efectiv, nu aveam ce să mai facem, nu știam, nu mai aveam... Uite și tu, uite ce am făcut acolo. Uite pe spate. Bă, dar unde a apărut Marta trafic? Adevărat că nu era atât trafic. Pă bune, s-au trezit oamenii să meargă la munte. Dar se simte foarte instabilă mașina mea. Lasă că la tine nu e ca la mine, crede-mă. Gata. Nu mai urcă deloc? Loc? Nu, nu urcă deloc, n-ai cum să urci. Până frate, mână și două sani, așa. Nu, că pot să iau... Ia monitorul. Ce a zis, mă? Auzi, Kazan a zis. Kazan? Da, asta, da. Andrei, sunteți bine? Nu mai avem vulpul, nu mai suntem bine. Uitați-vă și voi cu electrica la munte. Bine, cu tracțiune spate. Am zis că ne băgă la creație, dar cu... Uitați-vă ce aici, suntem cu Andrei Rontele. Bă, nu veniți! Uite ce proști! Bă! Lasă-mă! Bă, venim! Andrei! Nu veniți! Îi alunecă mașina! S-a mort! A pus avarii! A pus avarii! Păi, e unul în spatele nostru! A, a plecat! A, nu, s-a dat bătut! S-a dat bătut și ăla! Ăsta a încercat să urce, dar nu are niciunul de să urce. Dar n-avei cum să întorci aici? Cum să întorci verea aici? Ești prost? Mori! Picăm în râpă! Băi, Andrei, să nu se ducă acum la vale. Păi nu mai înțeleg ce vrea, dacă vrea să ducă sau... Nu știu. A, urcă? Păi și eu unde asta te... Eu uite, Andrei, cu ce urcat? Bă, dar Muș a dorit să ajungă pe munte, vere, era dorința lui de mult. Vreau neapărat la munte, ești nebun. De foame la camarazii noștri, trebuie să le ducem. Tata, dacă mă duc eu. Vă pup! Hai, cum facem? Mamă, cât de frumos se vede!
Bă, deci am urcat în mijlocul iernii cu Tesla pe munte, aici pe Transbucești, dar acum, bine, ce-i drept, acum e zăpadă proaspătă, n-ai unde să te duci dacă n-ai 4x4 pe drumul ăsta. Uite, uitați-vă cât de înclinat e, poate nu se vede pe filmare, dar e mega înclinat. Azului. Da, mă, guys, asta e experiența cu Tesla la munte. Bine, asta cu tracțiune spate, o experiență interesantă, aș putea spune. Mamă, ce se aude. Uitați-vă cum arată mașina. Uitați-vă pe aici cu scârție. The next day. Următoarea zi, ia uitați cât de frumos este, să vedem dacă de data asta reușim sau nu să urcăm cum trebuie. Este soare și poate zăpada nu mai e așa de rău cum era ieri. Ușor, ușor începe zăpada să apară. Când am plecat de la cazare era foarte frumos, asfaltul uscat. Și acum ia uitați cum arată pe aici. Mamă, ia uite în dreapta, mâncați. Deci view-ul ăsta e top. Dubla 2 chiar arată mai bine vremea astăzi. Adică acum putem vedea și noi. Ia uite cât de frumos se vede. Deci view-ul ăsta de aici chiar e nice. Ce faci, bă? Bă, uite ce Românie frumoasă avem, mă. Îți place, mă? Bă, e foarte frumos. Bă, deci merge acum Tesla pe drumul ăsta. Uitați-vă cum arată drumul. Bă, e altă mașină, zici, nu știu de ce. Dar probabil pentru că e mai topită situația, nu e zăpadă proaspătă, dar acum merge mașina, n-a alunecat deloc până acum. Data trecută până acolo am rezistat, era panta mult prea așa ca să urcăm. Până acum, uite, uite, arată chiar foarte bine asfaltul acum, e altceva. Bă, dar ce bine se duce, frate, nu vine să cred. Deci chiar nu mai alunecă. Și uite cum e pe jos, și chiar nu mai alunecă. Deci ieri cum aluneca, incredibil, ieri cum aluneca și astăzi cum nu aluneca. Eu sunt singurul ciudat care merge, cred că, pe aici cu tracțiune în spate. Cred că singurul nebun care merge cu tracțiune în spate pe aici. Mamă, dar uite, a început să fie zăpadă pe aici, vezi? Imediat o să ieșim la soare și cred că asta e cea mai grea porțiune. Dacă pe porțiunea asta nu treci, clar mai sus nu treci. Pentru că aici cred că era mai dificil, fiind și umbră. Hai ca idee să vă arăt o chestie. Frână. Asta a fost frâna totală. Sper că n-ai rămas cu Andrew. Nu, 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 nu. Că orică, orică, orică. Ia uite, 10 la oră. Hai că e bine. Oricum nu, dar acum merg ilegal. Merg cu 24 la oră, Noris, nu e bine. Poliția, luați-l, bă, băiatul ăsta. Trage pe dreapta. Dacă merg cu 10 la oră aici, rămân, ești nebun. Deci acum sunt plăcut surprins. Ieri eram dezamăgit că aluneca foarte rău și mă simțeam nașpa că nu aveam long range și așa că practic long range are 4x4 cu două motoare. Dar bă, ești nebun, uite, pe vremea asta când e soare, când nu mai ninge, se descurcă bine, ești nebun. Tracțiune spate și se descurcă bine pe drumul ăsta. Când mai urcăm, Andreiule? Păi să mergem la Pripiște. Dar cum au urmează Pripiște? Mai avem mult bine de urcat. Cred că aici e. Adică cât de merg? Deci facem la stânga, dreapta și iară stânga și cred că am ajuns. Bă, ne-a adus, mă, Tesla până aici, ești de bun cu tracțiune spate. Ia zi, bine, cum e drumul? Bă, e nenorocit, e mișto. Bă, uite-te, mă, aici ești nebun. Bă, deci așa vreme frumoasă, uitați-vă și voi, soare, zăpadă, e un grad afară, adică zăpada se topește. Și e perfect să mergi cu mașina, aparent. Chiar se descurcă foarte bine și tracțiune în spate. Să vedem până unde reușim să ajungem. Noi luăm altitudine și temperatura ușor, ușor scade. Să vedem care e situația. Am ajuns până să scrie drum înzăpezit. De aici clar nu mai merge. Ne întoarcem. Mașina, după ce am coborât și a văzut că nu prea am regenerat așa de multă baterie, zicea că ajungem cu 6% baterie. Hai să vedem acum cu cât ne spune că ajungem. Avem 49, ajungem cu 17% și de acolo pe autostradă. Am ajuns într-un final la promenada cu 13% baterie. Și acum în momentul adevărului în dreapta, dacă sunt ocupate sau nu superchargerele, ia să vedem. Eu cred că sunt, dar vezi că nu sunt. Se pare că sunt 3 locuri libere. Uite asta. Model X. 13%. Hai să vedem. 146 de kW. Cam asta a fost aventura la munte. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și vreți clipuri cu Tesla cât mai des pe canal, dați acolo pe butonul de like și abonați-vă. Îmi cer scuze pentru vocea mea, încă sunt răgușit. Am văzut de ce e capabilă Tesla în prima zi.
a fost destul de nașpa, destul de foarte nașpa. Dacă nu mă descurcam să o manevrez pe zăpada aia, puteam să ajung foarte, foarte ușor în șanț. Dar în ziua 2 a fost chiar foarte surprinzător de bine și s-a dus foarte bine. Am reușit să mergem până unde aveam voie să ne ducem, care era drumul înzăpezit. A fost frumos, ne-așa Noris? Cea mai tare experiență cu Andrei Ron Tesla. Eu am fost Andrei, sper că v-a plăcut acest vlog. Nu uitați de like, subscribe și follow pe Instagram. Și ne auzim data viitoare.